Cioè, dovrei un chiusa, no? Ce vrei să fii in viață? Mecanic. Polițista. Să pot să-mi fac și eu orile cum trebuie. Cum ți-ai dorit să arate ghiozanul tău pentru clasa a doua? Să arată nou. Tu ai un ghiozan pentru clasa a cincea? Nu, prea că mi s-a rupt. S-a făcut o gaură ca mare în el. Dar ce are ghiozanul tău? E rupt. Tu ai ghiozan? Mă cheamă Nicoleta, am trecut în a patra și am 12 frați. Ce s-a lipsit de la școală? Găzdan, penarul, cariocele. Spune-mi, pentru clasa a patra tu ai plecat în găzdan? Nu. Am unul acasă, dar e vechi. Părinții tăi ce lucrează? Nu lucrează. Tata a murit. Acum face un an. A avut răceală cu mine. Haine pentru școală ai? Da. Mai cumpăr mama din târg. Ți-ai dorit un găzdan nou? Cum vă descurcați la școală cu ghiozdane, cu cărți, cu... Foarte greu. Am 2 ani de când merg 8 km dus și întors. Dacă mergi 8 km pe zi, într-o lună ar veni undeva la 160 de km. Într-un an școlar, 1600. În 2 ani pe care ai avut-o până acum, 3200 de km. Spune-mi fără experiență, cea mai grea experiență pe care tu ai avut-o în drumul ăsta către școală. Porcul, mi stres, mă fugări. Ce crezi tu că înseamnă educația? Un lucru care te poate învăța să fii ceva în viață. Educația contează foarte mult. Tu ce vrei să fii în viață? Mecanic. Mama cheamă și Cerban Claude Alexandru. Am 11 ani și trec în clasa 5-a. Ai un ghiozdan pentru clasa 5-a. Trebuia să cumpere, dar stăm greu cu bani. Ne descurcăm cu ce vine, cu alocația și ajutorul, mai mă duc. Și eu l-am lucrat și fratele meu la care stă lângă mașină. Tu la 12 ani lucrezi? Da, mai mă duc, mai frec băpușoi la betoane. Tu ai vreodată un ghiozdan nou? Anul trecut a avut fratele meu Costel un ghiozdan de când era el la școală și l-am rugat frumos să-mi îl dea mie. Cum e la școală? Este bine, este foarte bine. Învăț lucruri noi. Ce vrei să te faci tu când o să fii afa mai mare? Polițiștea mea. Eu sunt Gabriel, trec în clasa 7-a. Și sunt dintr-o familie care am 12 frați. Ți-ai pregătit ghiozdan pentru școală? Nu. Îl am pe cel de anul trecut. Dar e cam ros. Ai avut tot ce ți-a trebuit la școală? Caiete, da, dar creioane, fixuri, de astea nu prea. Crezi că părinții tăi ar putea să-ți cumpere din nou un ghiozdan anul ăsta? Nu știu. Ce-ți dorești tu pentru noul an școlar? Nu, anul școlar îmi doresc un ghiozdan și niște creioane. Să pot să-mi fac și eu orile cum trebuie. Tu ai un ghiozdan pentru clasa a doua. Am, dar e rupt. Crezi că părinții tăi ar avea bani să-ți cumpere un ghiozdan? Are, dar acum cumpăra bolțan să facă o cameră. Că sunt mulți în casă și nu încăpim. Păi, sunt doar două paturi și o canape. Cum ți-ai dorit să arate ghiozdanul tău pentru clasa a doua? Să arată nou. Tu ai un ghiozdan pentru clasa 5-a? Nu, prea că mi s-a rupt. S-a făcut o gaură ca mare în el. Dar ce are ghiozdanul tău? E rupt. Tu ai ghiozdan? Mm.